mingea s-a dus către Papa, a fost degajarea lui Ghedris Arlauskis, aruncare de la margine pentru Petrolul. Murat Satli este acum la minge. Pap, Adipopa, Rusescu, Pap, scapă Steliști în flacul drept, Geraldo Alves este cel care intervine și o face bine de această dată pentru Petrolul. Trimite însă într-o zonă în care se află foarte mulți jucători Steliști, superioritate pentru echipa campioană în flancul stâng. Kipciu caută zona centrală, intră în combinație cu Rusescu, se oprește acțiunea Steliștilor în piciorul lui Satli. Petrolul, fără Mutu, fără Teixeira, fără Hoban, fără Albin, sunt patru nume importante cu care brahovenii au început această stagiune. Mingea lui Pap s-a ridicat însă Fanionul. Se ridică Fanionul la poziția lui Pap. În imagine este asistentul Artene. Decizie corectă pentru Ovidiu Artene din Vaslui. Rusescu din prima pentru Cheșeru. Al Senat salvează Petrolul de o situație delicată. Degajarea lui Pesania. Tamuz câștigă duelul cu Varela, dar nu reușește să facă același lucru și în fața lui Prepeliță. Arlauskis pentru Kipciu. Ce preluare bună reușește șeptarul Stelis, care continuă bine pentru Prepeliță. Întoarcerea serviciului nu a fost la același nivel, n-a avut aceeași calitate. Jansoni al Senat. Minge pentru Marinescu, oprit de Prepeliță. Rusescu pentru Sânmărtean, din nou încântător, blocat de Pablo de Luca. Se resimte jucătorul spaniol, acțiunea Petrolului. Iată-l pe Satli, care-i trimite greșit lui Nepomuceno. Petroliștii rămân în ofensivă. Nepomuceno își pregătește centrarea blocată de Adipopa și acum poate fi contraatacul Stelei. Sânmărtean atacat acolo de Fanchon. Sunt contre de o parte și de alta. Jocul e unul tăios aici la Ploiești. Minutul 55 în offside, semnalizat acum Priso. Am revăzut duelul precedent dintre Pablo de Lucas și Lucian Sânmărtean. Sânmărtean l-a rașchetat cu gheata pe Pablo de Lucas, dar nu a fost nimic grav, pentru că dacă ar fi fost acolo contact, nu cred că Pablo de Lucas ar mai fi putut continua această partidă. Iată-l acum pe jucătorul spaniol, trimițându-i lui Nepomuceno, care cade după intrarea lui Pap. Pomuceno și duelul său cu același Pap. Al Senat pentru Priso în flacul drept, își pregătește centrarea care vine. Pap se apără corect, acoperă bine zona în fața lui Nepomuceno. Presiune a Petrolului în creștere în acest debut de repriză. Se face o nouă schimbare, iese Nepomuceno și intră Astafei, Victorași Astafei, cel care anul trecut a dat 7 goluri pentru Oțelul Galați. Deocamdată
Asta a fost fără gol pentru Petrolul. Omul cu casca, așa cum e cunoscut în ultima perioadă în fotbalul românesc, a suferit o accidentare în urmă cu un an și jumătate. De atunci, pentru a se proteja, folosește acest model de cască. Nu este primul jucător în fotbalul mondial care face acest lucru. Iată-l pe Astafei, primește un cartonaș galben fără să atingă mingea, cred. A atins și mingea, dar s-a dus acolo, l-a luat pe Adi Popa cu tot cu fulgi, l-a tras și de tricou. Astafei vede cartonașul galben la câteva secunde după ce a fost introdus pe teren. Gigi Mulțescu, primul său duel cu Steaua ca antrenor a fost în sezonul 86-87. Pe atunci era antrenorul Jiului. Era prima sa experiență ca antrenor la echipa unde a cunoscut consacrarea. Și este gol! Gol! Tamuz! Toto Tamuz răpune Steaua pentru a doua oară în această partidă. Din nou, de pe partea dreaptă a Petrolului, de pe partea stângă a Stelei, pleacă această fază. Același prins-o. Încântătoare partidă. Preia Astafei, îl atacă pe Lucas Sucala. Astafei riscă mult, are un galben și pe care e greu să-l dai jos.